Fiul unui preot dintr-o comună din Botoșani face senzație pe internet. Tânărul de doar 16 ani împărtășește lumii întregi pasiunea sa pentru agricultură și utilaje agricole în vloguri pe care le postează pe contul său de YouTube. Împreună cu cei doi frați ai săi au început să lucreze pământul pentru a-și ajuta tatăl, care nu putea să-i întrețină doar din salariul de preot. După cum puteți vedea, urcăm cu o viteză de 7,5 km pe oră. La 1800 de turații. Am arat cam 5 brazde. Am vrut să vedem cum merge. Dar pământul era atât de uscat încât mergea tractorul cu 6 km la oră și plugul trepida din toate încheieturile.